Trăim într-o țară în care se fură tot, așa cum ne-a demonstrat aici negru pe alb domnul senator Mustățea, de la bugetul de stat până la morți și copii nenăscuți. Se taie de la ajutoarele de înmormântare până la indemnizațiile de creștere a copiilor care n-au avut încă termenul să se nască. Pentru că așa gândește domnul Boc, așa gândește de fapt creierul lui care e Băsescu. Nu pot să mai am niciun pic de respect pentru un președinte care nu și-a dus în acest mandat și în mandatul trecut către nicăieri România, către nicăieri țara pe care o conduce. Trebuia să ne reprezinte ca președinte în relațiile externe și n-a făcut decât, așa cum se vede, să le strice pe toate. Cred că mai bune relații externe au unii miniștri decât președintele României.